Bună! Bine ați revenit pe canalul meu, fetelor! Astăzi am pentru voi pregătit ceva special, ceva ce n-am mai făcut de mult, ca să zic așa. Este practic un how-to și nu știu dacă observați, dar este un how-to când vine vorba de sprâncene. Adică cum să-ți faci sprâncenele să arate bine, folosind foarte puține produse și eventual foarte puțin timp. Dacă se poate observa, ale mele sunt diferite pentru că am două metode pe care vreau să vi le arăt. Aceasta de aici este o sprânceană făcută să pară mai groasă și mai deasă și, mă rog, așa mai Instagram-like. Iar această sprânceană este una foarte naturală de zi cu zi, care te ajută foarte mult în cazul în care ai o formă oarecum definită a sprâncenei și ai și destul de mult păr. Mi-a plăcut foarte mult să realizez acest clip pentru voi, pentru că eu sunt foarte pasionată de sprâncene. Îmi plac foarte, foarte mult sprâncenele și am așa obsesie cu ele, în ideea în care atunci când machiez îmi place să arate absolut flawless, chiar dacă nu implică foarte multe produse, îmi place să arate aranjate, să arate bine și pentru mine machiajul începe cu sprâncenele și mi se pare că dacă nu le fac, arată ce e neterminat, adică nu știu, nu prea îmi plac genul ăla de machiaje care arată super bine totul și sprâncenele sunt doar pieptănate și cam atât. Haideți să începem să facem sprâncenele, să vă arăt cum se face și, nu știu, sper să urmăriți cu drag ceea ce urmează. Prima dată o să pieptăm sprâncenele și pentru acest lucru o să folosesc un spulii. Sper că s-a văzut. E pensula aceea obișnuită de sprâncene. Voi începe mai întâi cu această sprânceană, care este sprânceana mea dreaptă. Și pentru acest lucru voi folosi un spulii, săpun și apă termală. Voi puteți folosi și apă, însă eu nu am la îndemână, așa că voi folosi puțin apă termală. Voi da spuliu cu apă. Iau săpunul și pur și simplu pun pe spuli. Cu pensula deja cu săpun, voi da toate firele în sus, după cum urmează. Eu în zona aceasta sunt pensată și chiar am și câteva fire tunse, pentru că ale mele de aici cresc în jos și atunci de aceea arată ciudat și n-am putut să le dau pe toate în sus, pentru că nu sunt la aceeași dimensiune. Însă, ceea ce mi se pare foarte mișto la treaba asta cu săpunul este faptul că chiar le setează foarte bine și chiar stau, adică sunt foarte, foarte ok și vedeți că am dat doar de câteva ori și imediat s-au ridicat și au rămas exact în poziția în care eu le-am aranjat. O să încerc aici, în partea din față, să le dau în sus, adică să fie practic verticale, pe cât posibil, câteva firișoare pe care le-am aici. După aceea le duc așa ușor, le înclin și aici încerc să despart un pic, să nu arate așa foarte grosier. Bun, cam așa arată sprânceana după ce am aranjat-o și am ridicat toate firele în sus. Eu nu le-am dat foarte, foarte în sus, adică nu le-am făcut foarte pe orizontală, pentru că mi se pare că arată cam ciudat din punctul meu de vedere. Și atunci mie mi-e ușor să le înclin un pic într-o parte și să le răspirez așa să arate fain, decât să le dau chiar să fie așa la 90 de grade. Oricum, se poate observa diferența dintre cele două. Deja aceasta este ca dimensiune aproape dublă față de aceasta, care este normală, n-am absolut niciun fel de produs pe ea. Pasul următor constă în umplerea sprâncenei și trasarea de fire, acolo unde este nevoie. Pentru acest lucru eu voi folosi o pomadă de la Anastasia Beverly Hills. Eu o am în nuanța Dark Brown. Pentru că a mea deja s-a cam uscat, voi folosi de la Inglot Duraline. Acesta este un produs destul de miraculos, în ideea în care poți face waterproof aproape orice fel de produs, de la pigmenti, rujuri,
și așa mai departe, însă în principal eu îl folosesc pentru tuș și pentru pomadă. Voi pune o singură picătură pentru că nu este nevoie de mai mult. Pentru trasarea rinelor voi folosi o pensulă teșită din aceasta. Aceasta pe care o am eu este de la Zoeva și în principiu este pentru eyeliner și este foarte, 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 foarte subțirică. Nu știu dacă se poate vedea. Ce vă recomand eu este să aveți o pensulă care este foarte, foarte subțire, să nu aibă baza foarte groasă, pentru că după aceea nu o să puteți să trasați fire care să arate natural și să fie subțiri. Am pus deja niște produs pe pensulă și voi începe să umplu din această zonă, pentru că mi se mai ușor să creez formă. După cum ați observat, am aplicat mai mult produs acolo unde eu am un gol destul de mare în zona aceasta, iar aici în față m-am dus cât mai puțin posibil pentru că chiar nu am nevoie, că am păr în acea zonă și aici umplu cu produs. Ceea ce îmi place mie să fac este pur și simplu să fac mișcări din acestea scurte, ca și când trasez fire printre firele mele naturale de păr, tocmai ca să nu fie așa ca un bloc și să se mai vadă și părul printre și să arate mai natural, pentru că acest look este un pic mai dur, cel puțin pentru zi este destul de dur. Și mai vin și în zona aceasta, dar tot așa cu foarte, foarte puțin produs. Și fac forma cât mai rotunjită, adică nu vreau să fie colț sub nicio formă. Merg un pic și în zona din față, însă aici am nevoie doar să trasez câteva fire și mă uit să văd exact unde am nevoie, în principiu aici în față. Următorul pas este să definesc sprânceana și să mai umplu aici un pic în față, să mai șterg din firele alea pe care le-am dus eu cam aiurea. Pentru acest lucru voi folosi pur și simplu un concealer lichid. Eu l-am pe cel de la MAC din gama Mineralize NC20, pe care știți deja că vi l-am tot arătat. Și o pensulă plată. Aceasta este de la MAC 195. În prima fază voi începe cu definirea sprâncenei, aici în partea inferioară. După cum vedeți, eu sunt deja machiată. Dar nu e nicio problemă pentru că acest tip de concealer se poate aplica și peste pudră. Numai că oricum eu vin foarte, foarte, foarte puțin cât să deschid această zonă și să arate așa mai definită. Zona aceasta din față trebuie să fie cât mai puțin definită, adică să nu se vadă niciun fel de linie care arată absolut oribil și foarte nenatural din punctul meu de vedere. Deci doar cu ce a rămas pe pensul am trecut pe acolo, în zona aceea. Să mă duc un pic și aici sus, ca să mai fie mai sharp. Vin un pic și în față să mai șterg din liniile astea dubioase pe care le-am făcut eu. Pur și simplu vin cam peste ele, așa, să le pierd. Doar se vadă foarte, foarte, foarte puțin. Și mai aranjez tot, totodată aranjez părul. Practic, eu mereu aranjez părul să stea așa cum îmi doresc eu. Pentru că asta este problema mea, de fapt, că nu stă așa cum îmi doresc și de aceea fac toate nebuniile astea. Pentru a fi sigură că sprâncenele, adică toate firele rămân în loc, mai ales în partea aceasta din față, voi veni totuși cu acest produs de la Benefit, care este un brow setter transparent și le voi seta măcar aici, în partea din față. Cu toate că săpunul și-a făcut treaba foarte bine, nu am de ce să mă plâng, însă aici în față mi se pare că arată un pic, nu știu, nu reușesc să-i dau de cap, cel puțin la firele astea de aici, mai rebele, rebelioase, cum le zic eu. Următorul pas este să aplic un rimel de sprâncene mai deschis la culoare și eu chiar am unul de la Essence într-o nuanță așa de blond.
Ideea e că îmi place să creez acest efect de ombre al sprâncenelor, nu-mi place să fie foarte închise, mai ales că eu am destul de mult păr aici, așa mă adăugat și produsul aici și vreau să arate cât mai natural. Și voi adăuga acest produs în principal aici, în zona din față, dar nu vă imaginați că o să am sprâncenele blonde deodată, pur și simplu se mai deschid un pic, un pic, un pic la culoare, mai ales firele de deasupra. Ca să completez lucrul, bineînțeles că aplic și un plic de highlighter sub sprânceană, iar eu folosesc pe cel de la Fenty Beauty, care e un highlighter duo, se numește Kilowatt Lightning Dust Fire Crystal și o folosesc varianta mai puțin shiny, așa mai naturală. Bun, aceasta este sprânceana numărul 1 și voi trece acum la sprânceana numărul 2. Cu produsul acesta de la Benefit, care este un rimel transparent pe care l-am folosit chiar mai devreme, aranjez sprânceana. De această dată, sprânceana o voi aranja exact în forma în care este ea, pur și simplu setez firele, adică să stea așa mai într-o direcție și să arate mai pieptănat. De fapt, asta este efectul pe care eu mi-l doresc, să arate pieptănat. Pentru că eu am anumite goluri, voi încerca să umplu aceste goluri cu un produs, respectiv un creion, să zic așa, o carioca de la MAC. Este un produs nou în trusa mea, în kitul meu. Acesta are un vârf foarte, foarte subțire, exact ca de, mă rog, carioca sau de din aia de tuș. Așa. Care pur și simplu poți trasa linii. Dacă nu vreau să trasez linii și vreau doar să umplu, acesta mai are aici un capăt care se desșurubează și are așa ca un tot un fel de carioca, dar mai groasă cu produs. Eu nu prea îl folosesc pe acesta. Acest produs se numește Shape plus Shade Brow Tint. Acesta este în nuanța taupe. Eu voi umple golurile și voi trasa linii. Dar înainte de asta, vreau să definez partea de jos. Mie îmi place ca partea aceasta de aici să fie definită. Și atunci mă duc cu mișcări scurte și umplu acea zonă și o definesc un pic. Acum o să vreau să mă duc în zona aceasta, să fac arcuirea, să arate ok. Și atunci vin și trasez linii, dar le trag ca și când ar fi niște fire, deci puțin mai depărtate unele de celelalte. Vin aici în interior, tot așa, linii, 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 linii. Trebuie să fac aici zona aceasta și vin tot gen fire de păr. Ca să-i dau un efect de ombre, vin cu acest rimel mai deschis la culoare și tot așa vin în față. Cu sprâncenele mele sunt deja foarte, foarte, foarte lipite, foarte setate. Tot așa, ca să definez sprânceana, folosesc un concealer cu aceeași pensulă de la MAC. Am terminat sprânceana aceasta și vin cu un pic de highlighter ca să completez lucrul. Și gata sprâncenele. Acestea au fost cele două metode pe care le-am pregătit pentru voi. Două metode diferite, însă două metode de super efect din punctul meu de vedere. Una, adică asta, în care îți arăt cum să-ți faci sprâncenele mai groase și totodată definite și să arate și natural, dar mă rog, e așa o combinație de lucruri. Și această metodă prin care vă arăt pur și simplu cum să umpleți niște goluri și să definiți o sprânceană care are destul de mult păr și nu este foarte, să zic așa, mă rog, fără păr. Adică nu are foarte multe goluri.
Această metodă este mult mai naturală și de zi cu zi, iar aceasta este așa mai pentru evenimente speciale sau când aveți voi timp și chef să vă faceți altceva. Aceasta de aici merge și pentru persoanele care nu prea au păruți, poate doar partea aceasta de aici din față, și atunci poți să te joci mult mai ușor, poți să dai părul în sus și aici să mai adaugi niște fire, te ajută cu o pensulică subțire să tragi fire pur și simplu. Ideea e că am încercat pe cât posibil să fie totul cât mai simplu pentru voi și să fie pașii cât mai puțin, cât mai puțin produse. Recunosc că cea mai rapidă este aceasta și cea mai puțin rapidă este aceasta, pentru că n-ai cum. Sunt curioasă să aflu care din cele două metode vă place mai mult, de aceea vă invit să îmi lăsați în comentarii părerile voastre cu privire la metodele pe care eu vi le-am arătat astăzi, cât și, dacă cumva încercați vreuna să-mi spuneți ce v-a ieșit sau poate că aveți nevoie de niște sfaturi în plus, vă aștept cu mare drag să-mi scrieți și vă răspund. De asemenea, acesta nu o să fie singurul clip de acest fel, eu am mai făcut how-to-uri până acum, însă am făcut și how-to-uri un pic mai complexe. Cred că primul și ultimul pe care l-am făcut, dacă mi-aduc bine aminte, a fost cel cu contouring. Dar vreau să fac pe viitor niște clipuri un pic mai scurte și mai cuprinzătoare cu privire la, orice alt aspect care ar putea fi interesant pentru voi. De această dată am ales sprâncenele pentru că, bineînțeles că se aude poliție și alarmă, ca de obicei, toată ziua a fost haos, nu știu ce se întâmplă exact, au sunat tot felul de alarme și de chestii. Bun, păi nu știu ce să zic mai mult de atât, v-am arătat care au fost pașii, acesta este rezultatul final, aștept comentarii, vă las bineînțeles și conturile către rețelele mele de socializare pe care sunt cea mai activă, respectiv Instagram și Facebook, așa că vă invit să-mi dați follow, respectiv friend request pe acestea. Până data viitoare, ca de obicei, vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și vă pup cu mare, 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 mare drag! Mua! Pa!